Revenim acum la Gheorghe Gaver, președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Struguri, care este în legătură directă cu noi. Bună ziua, din nou! Da, bună ziua! Așadar, domnule Gaver, în ultimii ani Republica Moldova și producătorii de struguri s-au confruntat cu mai multe provocări. Am avut mai întâi acele embargouri impuse de Federația Rusă, apoi războiul din Ucraina care a dat peste cap lanțurile logistice. În același timp avem și mai multe facilități, cum ar fi exportul fără taxe și restricții în UE pentru anumite produse agricole, inclusiv pentru prune și struguri. În acest context, poate Republica Moldova să se reorienteze și a făcut-o deja spre alte piețe de desfacere? Dacă ne referim la strugurii de masă, desigur că a făcut-o chiar din primii ani de când a intrat în vigoare acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană. Noi am valorificat integral cota de atunci de 10.000 de tone, valorificând, exportând mai mult chiar decât dublu decât aveam cotă. Și din 2014 până acum, strugurii de masă din Republica Moldova pleacă nu doar pe piețele tradiționale, dar pe piețele la peste 30 de țări ale lumii, chiar și inclusiv și piața Statelor Unite ale Americii. De aceea s-au făcut aceste reorientări, s-au ajustat activitatea la cerințele piețelor din Uniunea Europeană și din alte țări, mai ales cele din Uniunea Europeană, însă peste jumătate din volumul de struguri pleacă deja în aceste piețe. Însă piața din Est a rămas și ea una valoroasă și chiar în pofida costului logisticii, schimbărilor rutelor de transport, continuă să fie furnizați tradițional și în piețele din Est, în Ucraina, Belarus, Rusia, Kazahstan și în alte țări. Bănuiesc că acest lucru e valabil atunci când vorbim de exportul în masă, de producătorii mari. Dar când e vorba de acei agricultori care au un hectar, două de plantații, ce fac ei cu marfa? Au unde să o realizeze? Noi, într-adevăr, în sectorul de struguri de masă avem peste 15.000 de hectare, mai bine zis 17.000 de hectare de viță de vie. Majoritatea plantațelor sunt mici, de 1 până la 2 hectare. Prea puțini producători avem care dețin 10-20 mai mari plantații decât 20 de hectare. De aceea, desigur că cei care nu cooperează stabil cu cumpărătorii de struguri, acum la început de sezon, în fiecare an apare această întrebare. Nu știu ce să fac cu strugurii, iar cumpărătorii, exportatorii angro care sunt specializat cu acest produs, ei foarte bine și ajustează marfa la cerințele pieței acolo unde trebuie să o ducă și pe parcursul întregului an de producere ei urmăresc ca să fie respectate toate cerințele pentru ca să se conforme la parametrii de siguranță în piața respectivă. De aceea producătorii mici care încă nu s-au deprins să asocieze, nu s-au deprins să aibă niște acorduri de lungă durată cu cumpărătorii, acum au probleme. Au probleme și din cauza că am avut un an foarte secetos, acolo unde nu s-a respectat tehnologia, calitatea strugurilor lasă mult de dorit. O bună parte din ei nu pot fi exportați pentru a fi consumat în stare proaspătă, de aceea problemele sunt și există. Noi trebuie să continuăm modernizarea acestui sector, pentru că chiar astăzi am avut o discuție cu un producător de struguri care nu are probleme, are o plantație super modern, condusă după sistemul pergola, cu o roadă de 40 de tone și zice, de când am plantația nu am avut niciodată problemă cu comercializarea. Am avut problemă că nu mi-a ajuns marfă și cu alte chestii ce sunt de tehnologie. De aceea trebuie să modernizăm plantațiile, trebuie să ne asociem, trebuie să creăm centrele de colectare și de procesare post-recoltare ca să putem duce strugurii în piețele respectând întru totul cerințele fiecăruia din el. Vorbeați mai devreme de calitatea strugurilor. Vreau să vă întreb, e valabil acest lucru pentru toate plantațiile sau, dacă ținem cont de schimbările climatice, de care suntem tot mai afectați în ultima vreme, e valabilă în cazul plantațiilor noi, plantate, nu de mult, sau și acele care sunt, nu știu, de 30-40 de ani și pe care le au majoritatea gospodarilor de la noi?
Cerințele, condițiile sunt cam aceleași pentru toate tipurile de plantații, însă din an în an, în cadrul schimbărilor climatice care se produc în Moldova, secetelor care se repetă din an în an, noi deja aproape că nu putem cultiva struguri din altă calitate în lipsa de irigație. De aceea, unde nu există sisteme de irigație, acolo este cam complicat de a produce struguri de calitate înaltă, mai ales că nu toți viticultorii s-au deprins să regleze cantitatea de struguri pe butuc pentru ca butucul să poată, în condițiile extremale de secetă, să asigure o calitate cât de cât bună. De aceea, sectorul trebuie să se orienteze strict spre utilizarea irigației, spre utilizarea tehnologiilor moderne, care în condițiile actuale, mai ales ale anului curent, când am avut o cantitate de o sumă de temperaturi foarte înaltă, a fost posibil să avem struguri de înaltă calitate. Însă e necesar ca să asigurăm irigația și fertilizarea la nivelul cuvenit pentru a avea și cantitate, dar și calitate. Ne-am deprins să consumăm struguri anul împrejur, nu doar în sezon, iar o soluție, fără îndoială, sunt frigiderele, doar că mulți agricultori se plâng de prețul mare la energie electrică. Este aceasta o soluție? Soluție există la alternative, fiindcă foarte mulți deținători de depozit frigorifice deja și-au instalat sisteme fotovoltaice pentru a-și reduce cheltuielile la capitolul energie, adică producătorii sunt în căutare. Prețurile într-adevăr au crescut, acum costurile păstrării unui kilogram de struguri pe durata de 3-4 luni, așa tradițional cât noi păstrăm, depășește 2 lei, ajunge la 3 lei și desigur că ține costul s-a mărit substanțial. În condițiile când prețurile de export, cu părere de rău, în ultimii 5 ani nu s-au mărit sau sunt stabile aproape la toate tipurile de struguri. De aceea căutăm alternative și anume de a avea surse de energie mai ieftină și aceasta ar putea fi energia verde produsă în cadrul sistemelor fotovoltaice. Vă mulțumesc tare mult pentru această discuție. Gheorghe Gaber, președintele Asociației Producătorilor de Struguri, a fost la Moldova 1.